Emoții mari pentru Andreea Tongiu. Ea a fost cerută în căsătorie printr-un SMS primit ieri pe telefon. Se pare că făt frumos este chiar Nicolae Mitea. Andreea nu a dat un răspuns sigur, dar nici nu a dat semne că ar vrea să refuze. Andreea a fost ieri toată ziua numai un zâmbet. Un zâmbet care lăsa să se citească foarte ușor bucuria primirii unei propuneri atât de mari. Se pare că totul a început după câteva SMS-uri. Te rog, Andreea, să-mi spui ce mesaj ai primit tu astăzi pe telefon. Eu? Tu? Un mesaj frumos. Zi repede că te eclipsează mielul. N-am primit niciun mesaj, Simona. Puțin intimidată, Andreea nu a vrut să intre în prea multe detalii. Degeaba a încercat să mascheze, căci până la urmă a recunoscut. Aplauze! Relația dintre Andreea și Nicolae nu a fost o plimbare prin parc. S-au cunoscut într-un club la o petrecere, iar după aceea a început o poveste de dragoste cu multe despărțiri și împăcări. Ba mai mult, fotomodelul a mărturisit la un moment dat că Mitea ar fi lovit-o. Acum se pare că fotbalistul a pus punctul pe i și vrea să-și pună pirostriile. Rămâne să se facă și o cerere oficială și nu doar prin SMS.